binecuvântat este Domnul Dumnezeu nostru, ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Atâta timp cât dacă voi fi credincios Dumnezeului meu, de nu vom bate Barcelona, Real Madrid City și Manchester City și cu Paris Saint-Germain și pe toate. Da, așa este. A trebuit să fiu credincios Dumnezeului meu. Dacă mi-a dat Dumnezeu atunci, nu eram cum trebuia să fiu. Și nu m-am ținut de cuvânt și n-am ținut făgăduința. Acum să vedeți, stai să crească cu polile pe biserică, să îndeplinesc făgăduințele Domnului. Stai să fac și pictura, stai să înceapă și liturghia și o să vedeți voi ce este, ce va fi Barcelona sau Real Madrid în fața noastră. Vă mai aprește cineva în campionat acum? E un test. Da, i-a fost un test, un test bun, mi-am dat seama. Nu mai spunem, adică vezi care este diferența între mine și ei. Adică hai să nu spunem ei. Să spunem Mihai, care e prietenul meu, nu spun cu răutate. Deci eu am fost la echipa acum vreo 3 ani și le-am stat așa, băi, și acum 2 ani iar. Sau de câte ori mă duc? Jucați fotbal. Aveți familie, aveți copii și gândiți-vă dacă v-ar place să vă rupă altul piciorul vouă. E meseria voastră, fotbal. Nu, aici nu e lupte greco-romane, nu la picioare, jucați mingea. Ai văzut aseară ce a spus, domne, cum s-a spune, să-i călcăm pe cap. Deci eu îi învăț să joace fotbal, ei probabil le spune, băi, călcăm pe cap. Uite, bă, că calci pe cap, dar calci pe cap, e roșu sau galben. Și pe cap nu e fotbal, nu e cu căl... Auzi, pe când îi spui jucătorului calci pe cap, normal, pe figurat, că nu spune nimic că e calc. Hai mă, vezi de treaba ta. Dar dacă tu îi spui, băi, le rupe în gleză, călcăm pe gleză, cum știu că vă... Îi sorim pe garduri. Păi dacă, bă, dacă tu așa îi înveți, ei nu mai joacă fotbal, ei se gândesc să suie pe garduri. Și când suie pe garduri, iau un galben, după aia e frică să mai și joace ca lumea, cum ar trebui să joace. Noi, eu atunci, dacă ați fac și așa o mică ironie, nu mai vreau să fac, dar fac totuși o mică ironie, ca să nu se supere Dumnezeu pe mine. Băi, noi am făcut aseară o mare performanță. Una dintre cel mai mari decât este un fotbal. Băi, am bătut o echipă care pe toate posturile au mai buni jucători decât noi. Deci eu, pe toate ei sunt și în atac, și în apărare, și fundare. Ei, toți jucătorii pe toate, 11, sunt toți mai buni decât toate posturile noastre. Și noi am bătut-o. Îți dai seama ce mare performanță am făcut? Păi da, mă, dar e mare performanță, mă, tu îți dai seama. Bă, să bați o echipă care are toți jucătorii 11 mai buni decât tine, mă, pe posturi. Și se poate, mă. Ați vrea Universitatea în play-off sau? Să zice pe ea. Sunt acolo. Trebuie. Nu cred. Nu cred, intră, nu cred. Că n-are cine să intre, că nu i-am văzut, adică n-are cine să... O să fie PCSB, care nu mai am treabă noi cu ei, după aia la alte lucruri, 5 care se bate ei, că a văzut și el, a zis. Dom'le, eu am treabă cu Rapidul și cu CFR. Cu ei au treabă, ei între ei. O să vină CFR, deci PCSB, CFR, Faru, Rapid, Craiova și s-ar putea Sepsi, cred. Nu, Sepsi, cred. Cine ar fi remarcați dumneavoastră aseară? Bă, cel mai bun care a fost aseară, cel mai bun de pe teren a fost Șut. Așa cred eu. Adică, pe departe a fost el, a ținut. Și după aia am întrebat, îi spunea meme că a întrebat pe jucători, domne, bă, ce se întâmplă? Și a spus, domne, biruința noastră sunt cele două pantere. Panterele. Băi, să nu... Panterele... Cele două pantere din spate. Nu le zic. Nu le zic ce... După aia o să cred discriminat. Cele două pantere. Da. Dacă îți dă siguranță fundași centrali, îți dau ce gândi. N-ai văzut că... Două goluri în ultimele 5 meci. Nu, dar nu... Da. Nu, dar... Sunt foarte bune. Adică viteză, forță... Au început să-și paseze, au mai șmecherit, pasează, nu mai,
Spuneați că vă luptați cu Craiova și CFR pentru titlu. Acum Craiova a ieșit din această luptă. Cine a mai rămas? Craiova a ieșit. Băi, băiatule, eu... Noi ne luptăm, că așa e până la final, dar după joc nu mai avem adversar. Adică e posibil să mai cârțe pe aici, pe acolo, e posibil. Zic CFR, e posibil, adică ca jucător de putere, adică să poată să facă ceva. Rapidul e pe 2, dar Rapidul... Pentru noi ar fi un eșec să nu terminăm cu 10 puncte campionatul în fața lor. Ar fi un mare eșec. Gestul fanilor anul ăsta. Cu bani la băluță, cum s-a părut? Cu bani. Nu mă interesează pe mine aia. Fiecare face ce vrea. Nu comentez eu. Deci eu nu mă pune să comentez eu gestul la fani. Fanii au, ei sunt fanatici, de aia le spune fani. Ei sunt fanatici, ei au patimă, nu comentez eu ceea ce eu fac ei. Fiecare face ce vrea, așa au considerat ei, nu? Omul, fiecare om se duce unde e mai bine lui. Olara a dat gol, dar lipsește cu fara. Bă, nu e problemă, că are cine să joace acolo. Nu. 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 O să joace Băluță. Facem alte rocade. Mai facem alte rocade. Culescu și el, 3 goluri. Ce-i cu Miculescu? A început să dea gol. Păi e bine, dă semne. Încredere. Bine, asta nu înseamnă că îl băgăm acum pe el. Cu compania ce se întâmplă? E discuție ce dată, fiecare, nu știu, am vreo 3. Una de 300, una de 150, una de 250. Să plece unde o vrea. Păi dacă le-am acceptat pe toate 3. Care vrea să-și aleagă el. El alege. Dar el dacă n-a vrut să meargă cu echipa, îți dai seama că are de gând să plece. Nu mai are să discutăm de companie. La revedere. Băi, la mine știi care-i treaba? La mine... Ai văzut, a intrat David Niculescu. A pierdut 1000 gentușe. L-a costat aia. Că nu mai joacă titular acum. La mine pot să pasez greșit, cum mai pasează Olaru. Dar trebuie să pasezi repede. Dacă stai și dormi cu mingea la picior, ți-o fură adversarul, atunci ai gata. La mine trebuie viteză de joc. Așa, dacă ai viteză de joc, joci în viteză, cu mine ești prieten. Dacă dormi pe teren până vine baba cu colacii și ia schiavur colacii, ai gata, la revedere, cu mine nu mai joci. Dacă vine baba cu colacii, bagă baba cu tot colacii, coace, și mănâncă și pai vii tu, nu merge, tată. Joci în viteză, ești prieten cu mine. Nu pierzi mingea, ești prieten cu mine. A, poți să o dai pas la adversar. Cum dă mai dă Olaru, că a greșit mult și el. Dar joacă în viteză. Dar dacă stai cu mingea la picior, stai, mă, că stai puțin, că poate mă întorc, că acum, stai. Nu merge așa. Am înțeles ca companie. Că ne, până ne sucim, până ne învârtim. A Luis Felipe cum vi s-a părut? Că a fost schimbat la pauză. Bă, Luis Felipe nu a fost în nota lui. Adică nu, dacă vă schimbați, înseamnă că nu a fost așa, nu? A avut emoții. Miza jocului, teama, primul joc mai important pentru el. Dar eu zic că cu farul o să fie mai bun. La Tavi ce se întâmplă? Bă, Tavi nu... Mi-a spus că e foarte bun la antrenamente, dar nu... El adică s-a avut dorința are. Mai multă dorință s-a văzut, dar realizări nu, n-a avut. Păi ăla va fi. Ăla va fi. Acum anul ăsta, anul în toamnă, va fi. Va fi și va fi, o să vedeți. Numai eu să fiu credincios. Eu să fiu și, că zice, desfătați-vă în Domnul și pliniți dreptatea Lui și va împlini vouă cererea inimii voastre. Domnul știe cererea mea. Ce înseamnă la fotbal. Cererea mea acolo e, la Liga Campionilor. De eu voi merita, va da Dumnezeu și mai mult decât credeți voi sau eu. Adică ceea ce sunt lucruri de miracole, minuni va face. Și vom bate pe toate alea. Pe toate le vom bate. Și pe Barcelona și pe toate.
Asta e treaba. Asta e treaba. Asta e treaba, ce să facem, nu? Da. El acum, eu mă bucur că e în play-off, adică îmi părea rău să fie în play-out, adică îmi părea rău de Gică, el suferă mult și mi-ar fi părut să fie în play-out, dar acum el în play-off, n-am nicio treabă. Mie nu mi-e frică de Far, dar când e Gică pe margine, se poate întâmpla orice, adică el este omul care la orice echipă ar antrena, oricât de mic ar fi echipa, el o face tare. Într-un meci, nu în toate, că nu poate nici el în toate, ai văzut, că n-ai ce să faci. Nu? Am făcut o echipă să joace, combină bine echipa. Dumneavoastră vă întoarceți la stadion doar în Liga Campionilor? Da. Nu mai așa, altfel. Ce scaut? Sau frumos la TV, mă uit la televizor, frumos, liniștit. Fac rugăciuni, mai bine. Nici în ultima etapă, dacă v-ați zis, vă? La sărbătoare? Bă, știi care treaba? Am luat mai bacul ăla și vreau acum să-l revopsesc, că tot așa în două culori, cu maro și cu asta. Dar a zis și nevastă, mai mă vezi de treabă, punțelul și neamate, că am vrut să mur chiar. Înțelegi? Și l-am deja l-am pus, l-am reparat tot, numai acum trebuie doar culorile să le vopsesc. Și am zis că e sus, pe el, înțelegi? Mi-e rușine într-un fel așa, știi, adică orice vârstă are frumusețea ei, nu se pot face toate, toate se fac la timpul lor, adică bă, când ai o vârstă faci aia, când faci aia, faci aia altă, toată mult în spate și când văd ce nebunii făceam, bine, nu, adică, că erau, nu le regret, ca și lumești, așa râd, zâmbesc. Ca în fața lui Dumnezeu nu-i place. Adică erau lucruri, ieșite din comun, că aia nu se fac. Adică un creștin nu face ceea ce eu făceam. Dar e posibil. Nu știi ce-mi vine atunci. Că mai mă iartă Dumnezeu, mai mă lasă. Hai mă, că mai te las, te mai bucuri. Înțelegi? Ce să faci? Mai le place la oameni. Că vezi că dacă aș fi așa, după aia nu s-ar mai uita oamenii, nici că mărturisesc pe Hristos. Că Hristos face toate. El a făcut, el i-a bătut. Eu, pe cât pot posibil, vreau să dau viața mea lui Hristos și Hristos să, el să hotărască, nu eu. Adică schimbarea să o facă Hristos, tot așa se face, așa se face. Adică mintea mea să o dau lui și tot ceea ce fac, el să facă. Și atunci cine poate învinge pe Hristos? Nimeni nu poate nimeni niciodată la lupta, la jocuri. Hai, Domnul să vă ajute.